AUR începe să-și piardă susținerea chiar și din partea formațiunilor politice extremiste, așa că membrii partidului au ieșit la atac. Ținta principală a fost UDMR-ul. Asta după ce guvernul condus de Victor Orban a refuzat ca partidului George Simion să facă parte din grupul european al conservatorilor. Decizia maghiarilor a izolat AUR în Europa, care și așa a început să rămână fără simpatia celorlalți lideri. Drept dovadă stă lipsa liderilor AUR de la ultimele evenimente importante ale formațiunilor extremiste europene. Doar în ultimele săptămâni, mai mulți membri importanți ai partidului extremist condus de George Simion s-au dezlănțuit în spațiul public lansând atacuri dure la adresa UDMR. Aceștia nu s-au sfiit să folosească jigniri și chiar replici pline de ură îndreptate la adresa politicienilor maghiari. Ofensiva anti-UDMR are loc în plină campanie electorală și la o perioadă lungă de timp în care partidul extremist renunțase la retorica antimaghiară. Atacurile tot mai dese la adresa UDMR au început la scurt timp după ce grupul conservatorilor europeni au exclus partidul lui George Simion de la ultimile evenimente importante care au avut loc în cadrul organizației. De pildă, liderii AUR nu au fost puși pe lista invitaților de la întâlnirea partidelor ultrapopuliste și de extremă dreaptă din Europa, care s-au reunit weekendul trecut la Madrid. Mai mult, niciun reprezentant al formațiunii extremiste nu a fost invitat să ia parte la conferința dreptei conservatoare, religioase și extremei drepte, care s-a desfășurat în luna aprilie la Bruxelles. Partidul lui Simion a început să-și piardă din susținerea internațională la scurt timp după ce guvernul maghiar condus de Victor Orban s-a împotrivit ca formațiunea să facă parte din ECR. Asta cu toate că s-au purtat negocieri îndelungate pentru acceptare. Mai mult, în acest moment, AUR este izolat în UE, fiind singurul partid din România care nu face parte din niciun grup politic la nivel european. Semnalul că Victor Orban nu vrea să-și lipească imaginea de AUR a fost dat încă din luna februarie, când un ministru din guvernul Ungariei a declarat despre AUR că este dușmanul Ungariei.